Matei Milo sau Căruța cu paiațe. Scenariu radiofonic de Mircea Ștefănescu. În interpretarea unui colectiv artistic de la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași. Tu îmi ziceai odată cum că până la moarte dragostea ta toată inimii-o vei păstra. Margiolița, și tu mi te-ai juruit până la moarte, dar sunt că o să dai barba mea pe-a lui Manolache, fiindcă a lui e doar căruntă. Ai din mine cu coanii bărboi. Doar știi cât îmi place să-mi afund obrazul în barba ma tali. Atunci de ce suguiești prostul de Manolache, că mă iubești numai pentru galbini? Ei, am să mă bucur eu la galbinii matali, doar ai fată de măritat, pe Victorița. Da, oare nepotul lui Manolache n-o vrea să se căpătuiască? Și nevărmiu? Vai de mine, dar crezi că pentru aia asta sunt toarn el în astă seară tocmai de la Paris? El nu-i ca toți oamenii. Da, da, asta bine zici. Să se ducă la Paris să înveți ingineria. Auzi, un boier moldovan inginer. Puișorule, asta împărti cu coane bărboi. N-auzi vocea lui Tan Pilșeri? O strigă pe Catrina. Acu de piste noi. Și unde vede tanti dragoste jânduiești? Că moș Manolache cu toate sulimanurile tot nu se mai uită la ei. Da, dar cu cine a avut-o Manolache pe Catrina? Mama ei a fost cămărășiță și era tare frumoșă. Da, fata îmi pare cam întunecată. Apoi crezi că tantina are ochi să o vadă? Dar n-are și fașii. Da, Manolache e cu galbini și cu procesele pe care le face mereu răzășilor. Și acum o pleca la ieși să joace preferanți cu vodă Mihalache. Să mai întoarci și cu niscavai fălși luate prin judecată domnească. Poartă ajutării să văd dacă nu apare diligența, numai să nu fi pierdut cursa la graniță. Câtă grijă-i poartă lui Vărmiu. Ai pregătit rafresismenturile? Sunt toate sufragerii. Am scos și un cotnav de 30 de anișori. Și rogul tine, neacă, îmi îngădui să-l primesc eu pe bădia cu pâine și sare. Ei! Hai! Vezi în toate la fereastră. E o căpiet, Catrina. Azi nu-mi pare deloc întunecate. Ia cineva, un boiernaș tânăr. Tânăr? Rapide, rapide, Catrina! Tu dispune lui Ionit să se aducă lumânări. Bun soar și plecăciune jupăneasă postelită. Și surprindere plăcută, musiu Nunuță. Medelnișer, Nunuță Bacalu, cu conobară boie, fostul aga ieșilor. Mă închid cu supunere, Arhonda, da. Frumoasa duducuță, cum se numește? Sunt demoazele. Demoazele? Și mă numesc Margiolita. Lasă. Mine poate de soare, musiu Nunuță. Dar nu poți să mint.
Nu mai e demoazelă de când era la pansion. Vai, dar și bine îmi pare că ai venit. Hai, ni repede să mai faci un tur, că s-o a prins babila. Acum, că a rămas sângurei? Ia spune, și-ți dorești sufletelul? Să vedeți, jupâneasă postelnicioasă, că și arhon postelnic, cum mi-a făgăduit. Lasă-l pe Manolachi. Aș vrea să-mi las și eu o barbă. Știți că asta e foarte mult pentru mine, că eu n-am avere să-mi cumpăr cinul. Și precum mi-a făgăduit și arhon postelnicul. Ei, lasă-l pe Manolachi. Că o să mă ajute cu o vorbă bună pe lângă Maria sa vodă. Ei, și două, și trei. Da? Și nu fac eu pentru nonuța meu. Poftim? Da, de mâine mă duc la ieși și ai să fii comis. Comis? Paharnic. Ce-i vrie? Și am să văd cum îți râde sufletelul în barbă. În barbă? Ștrengare. Dar să vedeți că... Na, copine Manolachi. Copii, pătirea! Da? Nu mai deosebești surujii, curții? Da, mi s-o pără. Tata, cine e dăducuța? Și cum o cheamă? Ei, o fată din popor. O cheamă Catrina. Catrina? Da. Vai, ce... Și? Nimic. Așa, Ioniță, așa mangostitule. Îmi iau în zbut ca și nu mă adești cu ciubuca prins la scară. Ieși! Ai venit? Am venit. Mă scuzați, sești nunuță că nu m-ai găsit acasă, dar o trebuie să fiu iar la ieși să mă judec cu mișei ăștia de țărat. Așa, și ai făcut? Ehe, Manolachi nu pierde procesele. Ți-o luat mult vodă la preferanță? Nu mi-a luat decât o falși în galbin, pe lângă cele 104 care o judecat că mi se cuvin de la țărat. Aha. Ia că e spitacul întărit cu semnătură domnească. I-ai spus nunuță dami postenicesc că te-am poftit pe mâini la vânătoare. Ha? Cum? De aceea au venit? Ce Ioniță? Ciubuc. Ai ieșit? Am ieșit. Ei, nunuță, ai văzut fata? Care? Am văzut-o. Dar știți, aș vrea să o mai văd o tată. Las că o să te apelpisești văzând-o dacă o iei. Ea te-o văzut? Păi nu știu. Nici nu-i nevoie. Dacă o iei, poți să-ți lași barbă. Arhon, dar mai... Mai micșoară, mai micșoară. Da, mă rog, eu una nu pricep. Vrei să o măriți pe Catrina? Apoi, deși l-am poftit la vânătoare, să vânezi. Zastre! Și cu coană, ce te amestici? Ori poate credeai că l-am poftit să te vânezi pe tine? Ia ca și pe cuconul bărboi. Ei, ce novele ne mai aduci de prin ieși, moș Manolachi? Tot vechiul meu cânt că a venit vremea să cunoști tu pe unul mai juni. Pe cine? Par exemplu, pe mine. Da, ceva politicale, Manolachi. Se obrăznicesc pantalonare cu coane bărboi, decât că și vodă infundă. O mai infunda pe careva? Da, pe Negruzi și pe Cogălânceanu. Dar păi cunosc eu. N-au fost colegi cu nepotul meu, comisul, de mai muțăreau pe profesor, făcând pe aftiorii. Că de nu-l trimiteam pe nepotul să înveți alta și ea la Paris, mă tem că ne fășea de rușini și ajungea măscărici. Vină, Manolachi, la fereastră, să vezi cum îți vine nepotul de la cel Paris. O venit, băie! O venit, spune Ioniță, cum? Hai! Dar de ce nu poftești? Mulțumesc să-mi duc pe Catrina, că l-o primit cu pânii și sa. Catrina! Iată-l, Hai, șnerule! Bine v-am găsit! Ai pierdut diligența la rohatcă? Ce? De unde vii, calar? De la intraia Moldovii. Dar nu mi-a fost greu, că altă încărcătură decât aia asta n-am. Da, mă rog, și ce intrânsa? Diploma, că restul și-am avut am lăsat la Paris pentru plata camerei. Apoi ca epitrop ce ți-am fost, îți cunosc, râsâpa, și cred că știi cu ce ai mai rămas de pe urma lui tătântul. Cu nimica, nu?
căci am avut să o mistui pentru învățătură. Ia spune, verișorule, sunt mulți români la Paris? Așa, da, așa. Da, se duc, să aduc în țară morbură zvrătii. Da. Așa-i, așa-i. Fierbe toată Europa cu Coane Bărboi. Peste tot a început să fiarbă și poporul. Cât timp nu s-a dat drept de vot decât celor avuți. Vrei să dau eu drept de vot bicisnicului de țăran? Dar nu-i român ca și matar. Român o fi el. Eu îți băr moldovan. Da. Moșule, ce mai e aceea boier? Ce mi-au durechile? Pentru a învăța este, ți-ai răsipit moștenirea la Paris? Ei, ei, ne arată în diploma să văd și eu ce ai învățat. Eu ți-o arăt, moșule, numai să nu te spari. Lasă că nu mă spari eu, discul mici de compasul lui. Ia, ne arată. Ia că... Ce să este? Peruci, o pleșuvie, sulimanuri, cârmâzi, role. Aia asta ți-a fost ingineria. La Sorbona am urmat cursul de filozofie a lui Jules Simon, iar pe lângă marii comedieni ai Franței, am învățat actoricescul meșteșug. Vrei să ne faci neamul de rușini? Ai asta ți diploma? Mai am resturi din ea pe aici. Da, și eu să fie ai asta. Nasul lui Polișinel. Râsul face pe om mai bun, nu? Iacă nu râde nimeni. Iacă a râs Catrina. Sufletele curate râd ușor. O tras cu urechea. Să curmăm șaga. De te faci aftior să te lepezi de numele pe care îl porți. Nu-mi trebuie nici nume, nici cin de boierie. Iar când am să joc pentru cei mulți, mi-o spune bădia. Așa precum m-a primit aici sufletul curat al Catrinei. Așa? Bine? Atunci noi ceștilalți să trecem în sufragerie. Poftiți, poftiți. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație, moșule. Mă scări. Aia. Bădii, ești singur? Da, intră Catrina. O tras la curte o căruță cu comedianți valahi și se roagă de adăpost că mâine se duc să joace la ieș. Eu i-am pus sub șopron, dar amu, parcă mă tem. Bine, bine, înțeleg, înțeleg. O să spun că le-am dat eu învoire. Dar ia zi-mi, ți-a fost dor de bădia? Mai puneți nas odată. Mi-a adus aminte de vremea când veneau păpușarii pe la curte, da, nu? Da, da, și le luai păpușele de mâini și îmi jucai șoricelul și mânca. Așa, așa. Șoricelul, sămțându-se singur în casă, mânca tot ce întâlnea în cale și cânta obraznic. Unde mâța să mă vadă, să mă vadă, să-i dau coada. Nu, 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 nu așa, nu așa, nu așa, mai trufaș, mai cu ifos. Unde-i mâța să mă vadă, să mă vadă, să-i dau coada să-mi o roadă, să-i dau coada să-mi o roadă. Mâța doarme în cămară, în cămară. Noi suntem stăpâni pe țară, noi suntem stăpâni pe țară. Așa, așa, parcă e atunci. Hai, hai să te văd, să te văd. Unde-i mâța să mă vadă, să mă vadă, să-i dau coada să-mi o roadă, să-mi o roadă, să-mi o roadă. Mâța doarme în camară. Ce? Catrina. Și? Ți-aduce aminte cum apărea mâța? Cu doi ochi mari și se repezea asupra șoricelului și... Și? Te-ai gândit vreodată că ai putea să fii actriță? Actriță? Dar eu sunt fată cu minte, bădii! Ce sufletul pe patus de rundă vrea să-și dea? Nu știu.
Nu știu, nu știu. Îți jur pe viața mea. Cât poate ca să mintă mârșava creatură? Viața nu mai are și totuși pe ea m-ai omorât, Alfredo. Ai omorât-o? Madre! Mi-am trimis mireasa luntrașului Caron. A fost ca un Styx să-mi spele onoarea de baron. Onoarea ta, vai ție! Cine m-a rănit? Acela ce pe dânsa în veci o a iubit. S-a ținut cu tine? Atunci piei intrigante! Cu mine nu! O, Doamne! Mor orfan și ce? Fate! Și fate! Ce fac, bătii? Repetă! Toți oamenii din curte s-au strâns să-i asculte. În sufletul de orfană! Pic, pic, o travă pică! Și în curând din mine nu va mai fi nimic. Ah, vino! Vin la pietru! Nu pot! Căci am murit! Boierul tânăr, nepotul. Să trăiești, boier! Cum ai venit? V-am găsit! Bună dimineața, demoazelilor! Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, bună dimineața! Cine conduce trupa? Mata? Da. Mata, ești domnul Mihail? Am auzit numai bine despre dumneata. Am fost elevul domnului Costache Caragean. Da, da, da. Și ce repetați? Inimi străpunse sau erorile de stil? Da, da, da. Dar de ce nu jucați comedii? Ambițiunea mea e să fac cât mai cunoscute în țară dramele lumii civilizate. E adevărat că eu nu mă simt bine în dramă. Demoazela? Frusina. Fără să vrei, Mata, ai fost comică. Da? Eu vă spun adevărul ca să pricepeți de ce jucați cu sălile goale. Pentru că protipenda se duce numai la reprezentațiunile trupelor străine. Și-o cârmuirea le acordă numai lor privilegii. Știu. Decât nu-i vorba să atrageți protipenda la teatru, ci pe ceilalți. Ați văzut nepăsarea oamenilor aceștia din curte în fața cărora ați repetat. În loc să plângă de drama lui Alfredo, ei au râs. Ei au necazurile lor? Da, da, are dreptate, Catrina. Ei au lanțurile lor, au dijmele, au boierescul, reprezentațiile cei doare. Și când vor vedea că biciiți pe scenă viciile de pe urma cărora se naște suferința lor, atunci veți avea public la teatru. Creați teatru românesc, scrieți-l. Bine, e ușor de spus. Ei, o credeți că la noi în țară nu sunt sujete? Măi, copchii, măi, mai știți cum arată moșul meu postelnicul când vine de la Ieși mai avut decât o fost la plecare, măi? Ia zi tu, Ioniță, cum arată, măi? Umflat ca un curcan. Apoi, ia dați-mi o barbă, dar una așa mai căruntă, să-l vedem noi cum arată. Ei, dar nu vă temeți, că boierii sunt la zacuscă și apoi pleacă la vânătoare. Așa. Poftiți barba! Mulțumesc, Duducă Fustina. Ioniță, ia dăm și titva aceea care seamănă cu nișnic. Ia că vă din. Așa. Așa vine Arhonda de la Ieși. Primit la scară de madama postelnișeasă când se întoarce de la judecata domnească. Acum meu, taci, boierule, mă rog, netale. Bine te-am găsit, cucoană. Bine. Zrăpide, Manolache, ce-ai făcut la Ieși? S-a luat mult vod la preferanță. Bravo! Bravo, Catrina, bravo! Hai, Catrina, intră în joc. Ia ca aici pitacul. Așa se face dreptate sub patriotișească oblăduire a lui Modă Mihalache. Ia stați și s-aude acolo în curte. Manolache, nu pierde procesele! Cum? E nepotul! Și Catrina! Oamenii strânși în jurul lor râd. Binișor să nu ni sântă. Nunuță, potolește câinii. Așa, așa, cucoană. Ia-uzi. Și timp când mi s-au făcut dreptate, voi să fac și eu dreptate. Tu ai fier din țări, Manolache? Să vină oamenii să vadă. Am să le-a stâmpărtăti poftile.
Ioniță, da, ia dă-mi urechea să văd și te doare. Au, și... Urechea mă doare. Aha, să mai ziceți că nu-ți vi să înfrățesc durerile voastre cu ale mele. Și pe mine mă doare urechea de tăti plângerile voastre. Altceva te mai doare? Nimic, vai de mine. Vezi că am făcut dreptate cu coană? Da, de când zicei că azi le stâmpieri tăti poftile. Și nu le-am astâmpărat pofta de-a mai cere? Ei, domnul meu, nu fiindcă teatru ceea ce am făcut noi, dar e ca o arătare de drum. Prin imitarea viciilor de care oamenii aceștia se lovesc, i-am făcut să se simtă atrași de mica noastră în scenare. Bravo, Catrina! Bravo, Catrina! Au, pe cine crezi că ai mai muțărit tu aici? Iar tu, înobesti căloasă! Nu așa cu coană, nunuță! De cum te întorni de la vânătoare, ți-o iei și poartă-o sănătos. Da. Să nu mai văd pe aici. Cum? Fugi-ar, Honda! Eu scăpi, ai scăpat și de fara bărbii. Dinșor, boierule. Dar cine ești tu de mi te pui în care? Eu sunt Smarandache, suflerul trupei. La o parte, moșicule. Iar voi, paiaților, încărcați-vă barfele și tuliți-o! Smărândate, ha mâncare! Auzi, mușic, mă... Că despre tine, boscarului, la asta te-ai socotit să slujească teatru, să împrăști prin el morbul răzvrătirii. Decât nu uita, cât timp porți numele meu, n-ai să te sui pe scânduri. Să mergem! Coane! Ce-i nunuță? Coane, mă rog, ce? Ai scăpat-o! Am scăpat-o! Blegule! Păcat că nu s-au recunoscut. I-ați redat foarte bine. Vedeți, aici e totul. E de ajuns să-i recunoască ceilalți ca să se schimbe cu timpul ceva. Nu știu dacă am înțeles eu bine. Dumneavoastră doriți să jucați teatru? Da, Duducă Fusina, asta mi-e dorința. Atunci veniți cu noi. Ce e, Catrina? De ce mi-aduci cutia și pălăria? Și tu vrei să plec? Aici nu o să mai ai viață, bădi. Să joci frumos, bădi. Bine, dar tu, Catrino, da, tu... Vino și dumneata cu noi, Tuducuță. Ai jucat cu atâta haz. De rămâi ori să te mărite. Nu știu ce să fac. Cum? Tot mai crezi că e rușine să fii actriță? Nu. E atâta nevoie să ducem cu noi un cuvânt românesc. Tu îl știi poate mai bine decât mine. Să te luăm, Catrino. Să mă luați, bădie. Ia-ți biciu, Smarandache. E nefezeteul. Sufler și vizitiu. Păi cine duce căruța teatrului? Nu eu. Atunci să poftim în căruță. Hai, Catrina. Rămâi cu bine, Ioniță. Catrina. Ce, Ioniță? Pai că n-ai rămâne, Ce, Ioniță? Lacrimi? Nu, mă usture așa ochii. Așa? Ei, atunci hai și tu cu noi, ca să nu te mai usture. Rămâneți cu bine, oameni buni, rămâneți cu bine. Să vă ajute Dumnezeu, boierule, să nu ne uitați, boierule. Să nu ne uitați, boierule. Haideți, fraților, de aici, frunză verde, clopotici. Haideți, fraților, de Popou, și oprește Sania la teatru.
E la repetiție. Poftiți, vă rog. Măi, copii măi, de ce vă falsificați în așa hal? E prima oară când facem final. Bine, bine, știu. Și așa i-ați văzut jucând și pe alții. Dar cum vă învăț eu la școala declamatorii? Măi, băiețași, măi, și joci mata aici, nu? Pe un țăran care te-ai întors de la oaste. Da. Ia-ți iubita în brații, măi, junețe și... Vine-o, damă! Ce-i smărândă? De ce? Eu sunt! Oh, Marghiolița! Sunteți sloboscochii. Și tu, smărândachi. Mulțumim, Vadim! Așa. Dacă aveți nevoie de mine, sunt alături la Grigoraș. Bine, bine, smărândachi. Ei, sunt 2 ani de când nu ne-am mai văzut, Marghiolița. Cam așa. Și nici acum n-am venit decât în treceri. Da? Sunt-i bine, verișorule, că am venit să te însor. Mai spune. Moș Manolache vrea să te căpătuiască cu zulnia lui Alicache Bonșu. Fostul vistier. Ei, da, da, frumoasă fată. Frumoasă. Și cu 1200 de fălci numai lângă Bacău. Coșcojea da. Vii pe rod la Odobești, palat la Ieș. Un sipet de juvaieră și moartă după tine. Ei, te însor? Nu. Putem să jur. A, și pe deasupra o numire într-un post cât mai înalt, pe care l-a făgăduit vodă lui Manolache special pentru tine. Mai înalt ca pe scenă? Nu, Maghiolițo, uite, am un post aici. Ei, și ți ajunge să bei tu apă după el? Ia ca la ce mi-ajunge. Văd că poți să-ți întorci buzunarele pe dos. Da, dar îmi dă un țel în viață. Băi, ce s-a întâmplat, mă, Ioniță? Ioniță, dar ce faci tu aici? Mucăresc, Duducă, trag cortina, fac aplauze. Da, da, ba și joacă la nevoie. Văd, eu brec lângă tine, tot să nebunesc. Ei, acum te las, la revedere. La revedere, la revedere. Zi, Ioniță, ce s-a întâmplat? Catrina o fugit azi dimineață de acolo. O lua drumul ieșilor. Aflase de la mine că șocoieșul și ăla din Unuță, care și-o lăsat acum barbă, i-o dibuit ascunzătoare. Zici că și-o lăsat barbă? Da, așa, o bărbuță. Oh, teatru ăsta, care de 2 ani îmi răpește tot timpul și mă ține departe de Catrina. Și de mi-ar aduce atâta amar de galbin că să-i pot da fete o viață de om. Dacă mi-o vreau soață. Mi-e tare, dragă Ioniță. Ori nu mă crezi, măi. Dar pe matale, bădii, pe matale Cătrina te-a dăsta oricât. Ce faci? Vine cineva, mă duc. Ia te uită, tampiul șerii. Ce mai faci? Ce mai faci, stupită, inimii mele? Ce să fac, ce să fac? Mă bucur, mă bucur că mă văd atât de iubit. Ei, da, păi să știi că eu una te iubesc. Ești... Fala familiei noastre, ingratule. Dar de ce sunt ingrat? Apoi să poate, când ieși și ești, să-ți uiți neamă. A, nu sunt încă nimic, tante. Nimic? Când scrii prin gazeturi, din omoloajele și senetele pe care le compui și de felul cum înveți pe actior să se suie pe scenă. A, bine, bine, e un început ăsta. Nu voi să mor? Până nu te văd o dată pe scenă. Ciudat, ciudat. Dar ia spune-mi, oare acum o fi și Moș Manolache de aceeași părere? Ei, eu cred că, mă rog, da. Tot auzând și el vorbindu-se atâta de tine, da. Și chiar zice într-o zi că... Atunci, de ce vreți să-mi găsească un post și să mă însoare cu duduca lui Alecachi Bonciu? Dar de unde le știi toate astea? O fost ipohimena pe aici. Să nu spui că nu a fost. Și dacă a fost, nu mi-i vară. Vară! Știi tu cine este vara asta a ta? Vara ta, adică nepoata mea, este ibovnica unchiului tău. Adică a bărbatului meu. Asta. Nu e așa? Ca să te sui pe scenă? Ca să crape moșul, nu? Ei, nu. O să mă sui eu pentru alte pricini, tante. Brava, brava! Aleu, vine cineva, eu te las. Pala sufletului meu. Să retunca la tanță. Ce alergi așa, smărânta? Uiți cine vine din București. Domn Mihail și... Bine ați venit, bine ați venit. Bine v-am găsit. Dar parcă mai crescut duca frisina. Dar ce mai faci, bădie? De ce ai ochi așa de obosit? Nu mai pridește cu număratul banilor la casă. Smărânta, la București. Ați auzit că se gândește teatru cel mare pe podul Mugoșoaiei? 500 de locuri. Da, într-o zi o să fie prea puține. Da, Catrina,
Ce face Catrina, băi? Ei, am tot ținut-o ascunsă prin case prietenii ca să oferim de liceofleandru aceea de medelnice. Da, bănuiesc că doriți să vă încheiem sala, da, nu? Da, da. Pentru două reprezentațiuni. Orfane regimentului și ștrengarul din Paris. Da, 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 da. Știu că nu e repertoriu care vă stă la inimă, da. Dar deocamdată dorim să amuzăm publicul. Da, însă în freamătul de azi al lumii nu mai ajunge ca teatrul să fie doar izvorul plăcerilor nevinovate. Pentru că prea s-a umplut paharul. La noi toți sunt împotriva lui Vodă, care nu caută decât să sature pe cei sătui și să mângâie pe cei ce râd. Și parcă la dumneavoastră, la dumneavoastră, valahii, e altă petrecere. Noi știm că doar ținem legătura cu Bălcescu și cu alți modulari ai societății literare. Dreptate, sigur că aveți. Păi tocmai de aceea eu cred că trebuie început ceva prin teatru. Să aducem pe scenă tipuri românești și prin ele să facem legătura cu poporul, văzându-l cum tresare când vom dezvălui în fața lui viciile ocărmuirii și ale societății privilegiate. Numai în teatru putem aduna mulțimea și putem spune lucruri prin surprindere. Și cenzură. Vrei revoluție cu învoire de la Agis, Marandache? Ei, dar cine râde acolo? Mi se pare mie sau e râsul Catrinei? Catrina! Catrina! Zim, s-a întâmplat ceva? Fie cu ștețul, șeala mi-a dat de urma cu ei. Ei, nu mai stai. Dar în orice caz veneam. Vă ascult de câteva clipe. La timp am picat. Pentru că viu din partea prietenilor noștri care au gătit o piesă nu mai bună pentru cenzură. Da, dar una e scris și alta trebuie spusă. Eu sufru ce e scris. Atunci nu sufri. Vreți să faceți revoluție prin teatru? Revoluție cu măscărici? Ce ai spus? Măscărici? Află, caragiosule, că de când există teatru pe lume, prin gura măscăricilor s-au spus adevărurile care au înlățat pe om și-au săpat pe tirana. Nu-l strânge așa decât că-l omori, Mihail. Acum, dragul meu, sunt sigur că ai să fii alături de noi. Joci cu noi? Joc! Bravo! Joc și eu! Să batem fierul cât este cald, să ne îngrijim să avem galeriile pline, să auzim glasul nesilit al mulții. Da, dar trebuie să vină și lumea cealaltă. Da, păi asta și vreau, să văd cele două lumi față în față. Și ajunge să se aplică măsuiu pe scenă, că și aduce Moș Manolache toate rubedeniile la teatru ca să mă râd. Peste două săptămâni, prima reprezentație. Bravo! 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 Auzi, Marandache? Aud, prima și ultima. Ce-i Ioniță? O venit Ciocoieșul cu bărbuță. Ce? De tălcoale. Ce? Care Ciocoieș? Care te-o moșușit aduce la curtinea Smarandache? Nu, unde e? La timp o căzut. O urmărit-o pe Catrina și ia cătălui. Dar zice, căutam casa de bilete. Da. A, da, cum dau eu seama. Știți, am avut plăcerea să vă cunosc la conacul unchiului dumneavoastră. Cred că vă amintiți. N-am plăcerea să-mi amintesc. Nu? Poate și amintește Duducuța. Eu? Nu v-am văzut în viața mea. Da? A, înțeleg. Da, m-am schimbat puțin. De când am alte idei, de când m-am îmbrăcat evropenește și mi-am lăsat și barbă. Aha, barba asta v-a crescut din pricina ideii. Vă rog să credeți că sunt un sincer răzvrătit. Da, da. Ce nu mi-au dat alții, mi-am luat eu singur. Așa, domnule bun jurist, așa. Adică vrei revoluție pentru că nu poți ajunge ciocoi fără ea. Da, nu te cunosc. Nu mai spune. Ioniță! Da. Păi, dă fuga alături și adu bărbierul celălalt. Cum nici noi nu vă cunoaștem, o să ne permiteți să ne retragem. Duduca, eu sunt medelnicerul Duduță Băcanu, care a avut... Domnule, Duduca este logodnica mea. Cum? Hai, Catrino. Domnule! Eu mai am puțină treabă cu domnul bun jurist. Ia, lasă-mă să trec! Nu te cunosc! Cine ești dumneata? Eu sunt Moșicul. Ce? M-ai îmbrâncit acum 2 ani la conac și mi-ai spus, la o parte, Moșicule. Nu mi-amintesc. A, eu mi-aduc aminte. A, memorie bună, memorie de suflet. Și ce vrei de la mine? Vreau să spun că deși au trecut 2 ani, eu tot Moșic am rămas. Ia, lasă-mă să trec. Cu plăcere, dar după operație. Ce operație? Hai, jupâne, hai. E bărbierul de alături, domnule bun jurist. E sub ca oala. Dar știi ce era de campană? Lăsați-mă! Ajutor! Degeaba strigi, că nu te aude! Ajutor! Bună, Ioni.
veniți, așa. Ajutor! Da! Ajutor! De ce se zbate așa? Se vede la da, și înțelim să nu se taie. Ajutor! Jos bărbuța! Ajutor! Ajutor! Porterul la care rog rugăm frumos. Bine, bine, rugăm frumos. Așa deși. Sunt cu mine, cu mine. Suntem toți cu arhon postelnicul. Ai, Nunuță, ai. Așează-ți oamenii. Au adus ditetii de la conac? Da, arhon, da, dar tot ce se află iarda, pe jos, cate, ceapul, ou. Să nu-mi fi luat din cele proaspite. Nu, arhon, dar aveți grijă, se poate. Ia, dă-mi și mie două, trei cepi și câteva ouă. Da, da. Să mi le pună nișlic. Poftiți, poftiți. Așa, auzi, galeriile vândute. Să pun mojicimea la parter. Mă, ăștia. Da, boierule. Vă mai amintiți de nepotul meu Comisul cum arată la față? Da, da, boierule, o să-l uităm noi vreodată. Gura, gura. Mă, vedeți colo scena? O vedem cu bani. Așa, când vă face semn conul Nuță, zvârliți cu tot ce aveți. Zvârlim. Aoleu, dar cum o să zvârl, boierule? Ați înțeles ori vă ia mama dracu? Înțeles, boierule. Hai, Nunuță, împarte-le delicatese. Da, 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 da. Vin damini să nu te vadă. Ah, dar cum de-ați venit împreună? O trecut Antina să mă iei. Ei, o seară mare ca asta trebuie să găsească toată familia strâns în jurul sărbătoritului. Vii cu noi în lojă, Margheoliță? Nu, am loja mea. Atunci vii, Manolache? Acum, acum, te ajung. Margheolițo? Da? Mâine la trei! La trei, puișor! Prima, Manolache! Îndată, îndată! Nu mă spune repede, tot așa mă mai iubești? Doar știi cât îmi place să-mi afund obrazul în barba asta scumpă! Amu, amu, mă duc, mă duc în lojă. Bonsoir, mademoiselle Margherita. Bonsoir, apoi dacă nu vineam să mor de râs văzând pe nepoțul pe scenă, mă duceam să-l aplaud pe scamatorul și el la nea. Păi ia că uită în loja Margheoliței. Cine prezantă lui Ignantul? E contele de Brive, consulul francez din Constantinopol, în trecere pe la noi. Da. Putre de bogat, da. Două castele. O și pus Margheolița gheara pe el, i-o zburat în castel. Trebuie să înceapă. Da. A sosit Aga. Îl salută țenzorul. Bună seara, țenzorii. Cum e piesa? N-are ceva niscaiva atingător? Nu, o narațiune în trei acte cu niște haiduci. Cu haiduci? Dar Varimă-i prinde până la urmă? Nu prindea decât pe unul, dar am dat o poruncă de la cenzură să-i prindă pe toți. A, așa da, așa da. Îți bat
bate inima, Catrino? Cam bate frusincul. Și la cenzură se crede că e o piesă cu haiduci. Începem, hai. Începem. Stă, bădiru, e cu zulufșor și erșeni. Nu o să te recunoască nimeni. Gata, copil. Ești în cușcă, smarandache. Hai, Ioniță, bate. Ia. Nucșoară de sprâncene pentru nineaca? Da. Degeaba oftesc că tot nu te luăm la teatru, că nu știi să spui nici măcar râui pe franse. Auzi la profilița, mamă, nu trebuie să meargă cu noi, dar le mom. Auzi, la păpuși. Trebuie și pe uleță Ioan Păpușaru. Ioane! Se pune la dușă în casă, auzi? Auzi, mamă, Amununuță, ia seama. Amu, mangostițelor. La semnul meu mâna pe zarța patrușă de ștri în gură. Aici și Dunucuță. Nu e el. Opriți, că nu e el. Opriți. Uite că e la profilița, mamă, să ne aducă nouă peizan în casa asta. Și cauți, măi, cu lăutare în casa mea. Să vă fac o lecuță de teatru de-al nostru, cu de-al vostru, de care, măi? Teatru românesc, pentru popor. Dar nepotul dubitare, nu apare bașboierule. Văd că nu încă. Teatru românesc pentru popor. Auzi, mamă, închei-l idee. Dar până amul nu sunt nebună să mă hotărăsc să merg acolo unde tăți bacalii și cizmari alerg. Fidung, cu asta idee poate vrei ca să glumești. Dar ce la Paris? La Paris să dau vreodată vodevilii românești și apoi ce să vezi acolo? Să stai și să asculti pe un after cum face pe românești declarații de amor. Închei-l orăr. Dar apoi iau idee, soră dragă, ceva să zică bon ton. N-auzi, soră dragă, că lui Jean îi zic măi, Ioane, măi. Și mă rog, deși să nu-i zică Ion, dacă așa l-o boteza nașa. Vai, mamon, dar mă lași bujbe. Eu care am fost la un pension de nobili demoazele, dar ce mai pot eu învăța de la un biet teatru românesc? Uite, poți vedea ca într-o oglindă care sunt oameni șei cu folosul și care șei cu ponosul. Nu-i așa? Spune și matale, Ioane. Așa-i, Duducă. Să-ți jung eu numai oițele. Vai, săraca oaie. Bună-i vie, bună-i moartă, că-i lănoasă, lăptoasă și de vreme acasă. Ce păcat numai că o mănâncă lupii. Vai, săracă oaie blândă, bâroiță bân, cum s-a țin lupii la pândă, bâroiță bân, să te șele, să te apuce, bâroiță bân, să te rupă, să te îmbuce, bâroiță bân. Bucălaie, vai de tine, bâroiță, băr, tragi pe lumea de slușine, bâroiță, băr. Chiar de scap să nu fii smulsă, bâroiță, băr, tot ești tunsă și ești mulsă, bâroiță, băr. E, din arhilup colțoși pe lume, bine ar mai hălădui turmele. Dar unde-i oaia? Lupu, nu lipsăști. Unde-i slab, îi și tari. Unde-i țăran, îi și lipitoare. Brava, Ioane, așa-i. Vai, mamă, să te arunci dumneata să ecutezi vorbele unui moșchit de român? Și-ai zis? Apoi știi, franse, dar de crezi că te-am ținut la pension ca să mă atingi la coarda românească, atunci na! Și mai aștept Nunuța, dormitule. Nu vezi că el e asta cu zuluf și cu cercei? Da? Ce mai atât stați, adormiților? Degetele în gură, mâna pe zarzavatul și zvârlițile. Așa! Apoi dacă e așa, atunci să ascultăm și-o ticlui poporul în vorbile lui. Poate s-o mai îndrepta ceva cât mai e vreme în țara asta de păpuși. Hai, zvârliți-o, tată, zvârliți! Între a păpușilor țară,
la mulți cinstea chiar de ceară. Cât ruștetul se ivește, pe loc cinstea se topește. Unii vrednici patrioți, dar mai vrednici patrioți, latră, urlă furios până-și apucă vreun os. Înșețare de păpuși, tâlharii poartă mănuși, da, da, da. Și se jură pe dreptate că le-s mâinile curate. În Focșen la Dorohoi, țara-i plină de ciocoi. În Focșen la Dorohoi, țara-i plină de ciocoi. Dumneata poți vorbi până vine pistați, dar să știi, hai să dai seama pentru fiecare vorba dumitare. Dacă familia mea o adus bieți rob de la moșii, silindu-i să mă fluieri, eu țin să declar aici că nu-mi trebuie nici nume, nici cin de boierie. Mi-or spune cei mulți și umili bădia și mi-o fi de ajuns. Cinul boieresc nu-mi face nici cald, nici rece. Vreau să mor în slujba celor mulți, cărora am să le închin toată munca mea de actor. Vă declar că din clipa aceasta nu mă mai despart de scenă. Iar oul cesta proaspăt, zvârlit cu dușmănie. Proaspăt, nunuță! Dar de unde? Cloce, Tarhonda! Cloce! Clocit? Cu atât mai bine. Atunci eu îmi pui în el. Mănâncă-l sănătos! Tare mi-e teamă că în ziua în care voi crește aripile, va mânca el pe alții. Ce vrea să spui? Pentru că azi e în leagănul lui, încă neformat, cu inima cât un spic crud, întocmai ca și teatrul românesc, ascuns și asuprit din leagăn, dar clocindu-și viitorul, întocmai ca poporul. Dar într-o zi va sparge coaja de zăpadă acestui leagăn, care ca zăpada se va topi de bătăile calde ale spicului copt înăuntru. Și se va înălța puiul ca un vultur, amintindu-și cântecul lui de leagăn, pe care îl rostim azi a cei care cu jertfe ictitorim viitorul. Pui de teatru românesc, asuprit ca și poporul, pui de teatru românesc, îți văd astăzi viitorul, vei da totul, totul vei da, cămașa și haina, ticna și dragostea pentru un singur vis, pentru a juca împotriva asupritorilor, a cărbuitorilor, a ciocoilor, pentru cei care ca și tine n-au avut decât inima ca așternut. Pentru ei vei ride printre lacrimile tale ca să le usuci pe ale lor. Pentru ei îți vei aduna clipele ca să-ți crească aripile. Din durerile tuturor și pe deasupra lor vei striga bucuria nădejdilor. Vulturi al mulțimilor care vei zbura și vei cânta pentru un popor liber și înfrățit. Pentru cei care ca și tine au suferit. Sfârșește, uiți cine ești! Sunt bun jurist!
fiindcă unii din actorii teatrului de la Copou au rostit pe scenă frazuri prișinuitoare de tulburarea liniștii obștești. Noi porunșim a să închidi spre pocăiri și înfrânare în mănăstirea Cașinului. Să se închidă asemenea, dar la schitul Soveja, autorii, ca un răzvrătit al orânduielii publici din țara sa, care au introdus peste cenzură alcătuiri de un caracter neîncuvințat într-o piesă zesă cu haiduși în care nu s-a înfățoșat măcar un picior de haiduc. Asemeni cu el să se închide suflătorii care s-au alăturat prin mărturii proprii la necuviințele suflatii și să chie așazat așeastă față obraznică pe canon de mătănii și pe hrană de fasole și apă. Semnat Mihail Sturza Voievod! Ger, unde duci? Uite, intru să mă încălzesc o idee la Fiambovski. A, să trăiți, domn Mitică! Saltai, saltai, domnilie! Am venit să închei socoteala, că ieri n-aveam sfanț, dar astăzi am buzunarul la mine. Lăsați, domn Mitică, că doar nu dau turcii. Ce să mai dea, nene, că s-a sfârșit războiul. 2 ani de când l-a făcut prizonier pe Osman Pașa. Ei, ce mai faci, domn Smarandache, tot cu scârța, scârța? Ia, tratează-mă cu o idee cum mă sline la masa lui domn Smarandache. Toată ziua aici, la post, domn Smarandache, eh? Ei, ce să fac, domnule Mitică? Dacă la 84 de ani nu mai pot sluji teatrul, cel puțin mă uit la el de aici, de la vitrina lui Fialkovski. De suflat, nu mai pot să suflu, nu mai am nici plămâni, nici dinți. Încolo, redută! M-a văzut doctorul Draș, mi-a spus că sunt ca un ceas deșteptător care nu mai merge, dar sună. Da, văd, văd. Copiez și eu role. Pentru Bădia? Nu, pentru Mihail. Bădia, spune și dumneata, ce poate să ajungă la noi un mare actor la 70 de ani să bată țara cu beneficii? Adevărate cerșetorii. Lasă, nene, că prea joacă aceleași piese. Tot hârca, tot chirița. E drept că au apărut tipuri noi, dar cine să le prinde? Tipuri noi? Dumneata, ești un tip nou al Bucureștilor, care în tinerețea mea nu exista. Nu te supăra. Eu nu știu cum te-ai născut. Șprițul ți-a fost tată și flecărea la mamă, știu eu. Dar te-ai evit așa deodată, după ce și-a lepădat bucureșteanul Șalvarii și a început să facă politică la cafenea. Te, unde e scriitorul care să te prindă? Ce e, domnule Smarandache? Îți place fata care a intrat, ai? Grozavă trufandado. Dumneavoastră sunteți domnul Ilie care țineți și bufetul la teatru? Personal, domnișoară. Eu sunt la Național de curând. Am auzit că se poate lua dejunul la dumneavoastră în abonament cu reducere pentru artiști.
plăcere, domnișoară. Pentru familie se poate? Aveți familie numeroasă, domnișoară? Nu, încă o persoană. Domnișoară Miții? Da. Două abonamente de jumătate redus la domnișoară. Da, la ce oră se servește? Pentru că la unul am repetițiune. Peste jumătate de oră puteți pofti. Mulțumesc. Ce? Ce ai rămas așa, domn Sparandache? Eu sunt nebun? Nu cred, domn Sparandache, dar pot să știi? Dumneata, poți crede că fata asta pe care ai văzut-o poate să aibă ca la 55 de ani? 50? Dar se poate, domn Sparandache? Cel mult 20. Așa? Atunci eu sunt turnul colții. Stai, domnule Mitică. Uite, domnilie, așa e apucă. Saltare. Aveți o țuică cu măsline, domn Mitică? Nu umplu divinule cu metal la mine, că mi-e frică de trăsnet. Al dracului, domn Mitică. Dar ce, pleci, mă, Smarandache? Mă duc până la Național să văd. Aha, Madame Frusina, bine ai venit. Să-ți spun, am văzut-o pe Caterina. Caterina, da. Trăiește Caterina. Da, cum a ieșit de aici? Și ce spune? Da, nimic, era grăbită, repetează la Național. Poftim? Ai băut ceva, Smarandache? Cine știe pe unde i-or fi putrezind oasele Caterinei? O fi murit de silă și inima rea. Brațele ticăloase care au răpit-o și au dus-o din țară atunci când era bădia dus la închisoare. Uite-l pe Mihail. Bună dimineața, domnișoare Miții. Să trăiți mai dimineața. Lucina, nu te-am văzut toată iarna. Ei, dacă nu vii la patinaj... Tot cu picioarele greu. Tot. Dar tu... Mulțumesc. Tot cu plămânii. Cu plămânii. Cât mai ai, Smarandache? Nu cred că mai am mult. Ei, dar nu te întreb de zile, de piesă. Cu piesă, actul 3. Ai mai putea să joci un rol în turneu, Frusino? Da, tu uiți că sunt ingenuă. Sau poate te-ai gândit la mine pentru Julieta? Ei, dar eu te întrebam serios. Rol de nimic, nu te obosești și te alegi și tu cu 100 de lei pe lună. Dacă îți propunea idolul în locul meu, sunt sigur că mergeai. Idolul meu, bădia, dragule, nu mi-a propus nimic toată viața. Dar pentru asta nu e nevoie să fii tu rău cu el. Eu am fost rău cu el. Tu cu el și el cu tine. V-ați răfuit prin broșuri, prin gazete. Eu l-am iubit întotdeauna pe bădia. Nu i-am admis doar repertoriul, toate vechiturile astea românești pe care nu le mai cumpără nimeni. Ei, dragul meu, dar nu e el de vină dacă nu mai croiește nimeni o haină nouă pentru teatrul românesc. Asta e, apar tipul noi, dar dacă n-are cine să le prindă. Dar când te lauzi că-l iubești pe bădia. La treaba ta, dacă nu mă crezi. Bine. Poate că mă înșel. Adevărul e că ani de zile ai de sus nu v-au dat decât pe rând direcția teatrului. Când unuia, când altuia. E, da, ați fi fost prea tari dacă ați fi fost uniți. Să fi slujit voi împreună teatrul românesc. Cine poate bănui cât scriitori s-ar fi adunat în jurul vostru? Nu-i așa? Spun. Poftiți-vă rog, doamnă, să trăiți, domnule ministru! Să îți spune, Manolache, iar ai uitat că ai fost ministru. Eu vreau un baclava. Al dreptății ați fost, excelență. Așa, în cabinetul liberal... N-ai fost liberal ca toți mitocanii. Ai fost conservator. E tot aia, vreau un baclava. Manolache, astâmpără-te cât îi trimiți cu François Lassane. Să trăiți, domnule deputat. Ia, ca liberalul dinalui care a intrat amu pe ușă. Domnul deputat, nonuță Bacaloclu. Tot supărată pe mine e coală mare. Coală, cum? Mare. Cum te mai ții, nene Manolache? Bine, nu vezi? Dar zgripța mea a băgat o avere în cavou de la Beloșamu, nu mai îmi dă nicio lațcaie. De ce? Dă-mi o baclava și trec la liberal. Cum îți permiți, mata, să-i spui nene?
că dacă ți-ai agățat un oglu în coană... Și de ce să nu-i spui nene coană mare? Ei, crezi că dacă îmi spui coană mare, îmi pasă. Măcar să se ție multe ca mine la 66 de ani. Nene, nene, 74. Că asta o ține minte. François, e pe domnul ministru și dol la cimitir. Ce să fac acolo la cimitir? Să coboreți în cavou. Să vedeți dacă o reparat acolo unde se infiltrase apa. Dar de ce te grăbești așa cu cavou cu coadă mare? Ei, dar păi cine vrei să se ocupe de rămășâțele aceste pământele? Care rămășâți? Ce rămășâți? Nu-l vezi cum arată? Trebuie să-i fac și lui un rost înainte de a mă duc și eu la Nisa. Dar de ce nu le-ai cum de-a ta la Nisa? Așa, ce vrei la Nisa? Aha, uiți cum și cu șine și-o tocat tot ce-o avut. Am văzut-o pe Marghiolița asară, la hâng, cu caracuda după e. Nu, e rușine, la 70 de ani. Era încurcat-o, 59, și o să mă duc cu el la bal maschei. Da, o să mă duc la bal maschei, la bal maschei. Ce ziceți cum îi merge Teatrul Național? Uite, a introdus balurile maschei ca să se poată ține. Maestru, e aici? Da. Dar ce e, Grigore? Maestre. Dar ce e? Ce e? Maestre, nici nu-mi vine să vă spun. A murit Bădie. Dar ce mi-a spus? Agentul turneului a anunțat azi dimineață ministerul care și-a aprobat un ajutor de mormântare de 2000 de lei. Dar la teatru s-a aflat abia acum. Da? Ce s-a întâmplat? Ei, tu n-auzi că a murit nepotul tu. Nepotul? Care nepotul? Nepotul? Da, Frusino. Am pierdut pe cel mai mare artist al nostru. Da. Nimeni n-a iubit ca el și n-a apărat ca el teatrul românesc. Văd că asistăm la o adevărată reprezentațiune teatrală. Ce voi să spuneți? Nimic, nimic. Totuși exagerări. Exagerări? Noi tinerii nu să uităm niciodată ce a făcut Bădia pentru teatrul românesc. Și cât am putut să învățăm cei care am jucat cât de puțin alături de el. Tânără, dacă ai poftă să ții discursă funebră... Aveți dreptate. Nu trebuia să mă adresez dumneavoastră, nu vă cunosc. Sunt deputatul guvernamental Ștefan Bacaloglu. Ce te poftesc să fii cuvincios? Eu sunt un simplu gagist la Teatrul Național, dar vă poftesc să respectați memoria unui mare artist. Spuneam că nu vă cunosc. Vă cunosc foarte bine. Sunteți dintre aceia care de mai bine de 3 decenii săpați mormântul Bădiei și al teatrului românesc. Bravo! Bravo, dragul meu! Măcar voi tinerii să fiți așa cum n-am putut noi să fim în toate împrejurările. Eh, și acum, du-te. Du-te! Pleacă! Lasă! E actual la Național? Gagist? Bine! Mă duc să reclam. Numai că Naționalul își apără actorii și nu prea iubește pe Ciocoi. Dar nu tot ce te face în vorbă. Nu te cunosc. Eu sunt moșicul. Ești moșic? Nu știu ce vrei să spui. Ei, dacă aș fi mai tânăr, ți-aș aduce eu aminte cu ajutorul favoritelor. Las că mă duc eu să-i aflu numele lașului aluia. E foarte simplu. Întrebați la teatru de domnul Grigore Manolescu. Grigore Manolescu? Aveți o prăjitură, domnule deputat. Ia marți aici! Trece-o la socoteala lui domn Mitică. Dar mie când mi-aduce baclavaua? Și? Vrei să mănânci amu când ești în doliu? Dar de ce sunt în doliu? Of, tot nu pricep cât s-a murit nepotul. Nepotul? Care nepotul? Nepotul? Da, nebun. Amu, are cine să intre în cavou? Și? Ești căpchin? N-ajunge când ne-o bajocorit o viață întreagă. Vrei să ne stei în coastă o veșnicie? Să se scoale și acolo când i-a năzări și să ne joace pe hârca? Să moară tocmai acum, Frusino, când era vorba să îi se obție o recompensă națională. Recompensă națională? Mă rog, matale, domnule, am auzit bine, e vorba de o recompensă națională. Acum e prea târziu, doamnă. Dar de ce?
Și a fost singur pe lume. N-are familie. Ce? Bătia! Bătia! Liniștiți-vă că asta nu-i nimic. Să fi văzut voi mutra funcționarului de la minister când m-am dus să-mi încasez ajutorul de mormântare. Mai să nu mi-l dăi. Dar zic, cum? Ca să mă îngropați, îmi dați bani, dar ca să trăiesc, nu? Păi, cum, zice el, cum o să ți-l dau tocmai dumitale mușiu, bătia? Păi, nu e pentru mine. Da, zice el, dar au să mă întrebe dacă a semnat, înseamnă că e viu. Și dacă e viu, cine l-a îngropat? Să le spui că până amu m-au îngropat tot alții. Amu mi-a venit la socoteală să mă îngrop singur. Păi să poate să semneze un mort, mușiu, bădia. De ce nu, i-am răspuns eu. Dacă lumea asta admite să existe morți printre vii, de ce să nu poată semna și un mort ca să trăiască? Mm. Și am semnat, uitați, 2000 de lei. Pune 4 tacâmuri, Ilie, și dă-ne ceva de soi. Măcar la moartea mea să mă ospătesc și eu cum se cuvine. Bine, bine ați înviat sănătos, musiu bădie. Ei, gata, dacă a înviat, s-o adus recompensa. Manolache, hai la șimitir. Da, mie când dai baclava, mă? Să-ți dei margiolița baclava. Vreau baclava, ai spus când dai baclava. Baclava. Putem servi, musiu bădie? Da. Tu, Smarandache, ții regim, nu? Nu, azi nu, azi o zi cu... Ai dreptate, Smarandache. Ciudată zi. Vezi? Uite, Frusina, nu e ca... Hei, ce asemăna? Catrina! Catrina, îmi dați voie să vă spun, bătia? Așa cum vă spunea mama. Semăn mult cu ea, nu? Mă cheamă Catrinel. Catrinel. Îmi dați voie să vă sărut? Din partea mamei. Da, de când o închis ochii? De 3 luni. Cum? Până am 3 luni ființa asta o... Nu, nu-i închis nici amu. Mă privești cu ochii ei. Dacă mai lăsa bădie, s-o vedem și noi puțin. Ha, dumneavoastră trebuie să fiți domnul Smarandache, nu? Pe dumneavoastră, maestre, v-am zărit pe stradă de câteva ori, dar n-am îndrăznit să... De Frusinca, ai auzit? Dumneavoastră, cât vă iubea mama, cât vă iubea. Că toate le știi, toate. Mama nu mi-a ascuns niciodată nimic. Sunt însă câteva lucruri pe care... Pe care? Dar cine e? Nu mă mai cunoașteți, ma tale bădie. Eu sunt Ioniță. Ioniță, mai bată-te să te bată, mai vino să te sărut. Deși dacă mă gândesc cum m-ai uitat. Te judic eu. Și în ce piesă repeți, Catrinel? Într-o nouă piesă românească. Românească? Nouă? Ei, ce-ar fi dacă ne-ai spune ceva? Stai să-ți spui. Spune, încep. Scuzați, pardon, eu am și început. E din piesă? Dar nu mă întrebțați, o să-ți povestesc ce-am pățit cu Mitocanul. Dar n-auzi, Frusino, că e din piesă. Să vezi, Halima. Auzi, mizerabilul, să îndrăznească să-mi țină drumul ca să-mi facă un ataș. Cine fă ataș? Stai, sațo, să-ți spui să te crucești, nu altceva. Mai ia din au și deam acasă. Tu și că acum știi că a făcut-o Dumnezeu. Se culcă odată cu găinile. Eram ambetată
absolut. Ia lăsați-mă, frate, ce piesă. Uite, așa vorbește proprietarea sa mea. Da, așa mea, domnule. Dar lăsați fata să spui rolul. Nu auziți ce firesc sare fiecare frază și sunet viu și adevărat are. Oh, copchii, să știți că aia asta într-adevăr o piesă robălească. Spune, fetițo dragă, spune. Ești ce să fac, zic, hai să mă duc la țața. Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu mitocanul de circă, dău că-mi taie drumul. Cocoană, zice, mai bine ți-a cu văduvă. Pardon, domnule, zic, nu sunt văduvă, sunt liberă. Acum e timpul, jună, sunt de nimeni, nu de pun și când o-i vrea eu. Eu unul? Sau numărul 9, comedie în 4 tablouri de domnul. Ascultă, plasatorule, da. Ia scoate hainele astea de la garderobă. Îndată, Coane. Ce zici de piesă, nene Manolache? Mormânt, nunuț, mormânt. Apropo, ia spune-mi, dar din ce i s-a tras moartea lui Tampiușerii? Dintr-un proverb. Nu mai spune. Ei, nu știi proverbul și ăla cu sapa? Care? Nu, cu groapa. Când ne-am întâlnit, frate, ultima oară la Fialcovski, nu știi că mă tot trimite la Belu cu cavoul. Când spunea că pleacă la Nisa, da? Chiar în ziua aceea i-a dat Dumnezeu o galopantă. Nu mai spune. Și s-a dus el la Belu în locul meu. Și o să mă duc eu la Nisa în locul ei cu ei. Dai drăguță, fata. Am cunoscut-o la bal masche. Să-ți o prezant. Nu e nevoie. Dansa. Și eu priveam. Unde-i Tampiul Șeri să te vadă? Morți cu morți și vii cu viile. Ia de-ți, dedule, mai iau mult. Crapă puțin ușa. Mai au câteva minute. S-a tăvălit lumea de râs astă seară. S-au tăvălit aia din pod. Dar nu vezi cum se golesc lojile? Și să mai zici de aia din loj că s-au născut cu nasul în sus. E. Dar să fi văzut tu pe una cu soarta unui negustor din mahalaua mea și să strâmba după tabloul 3. Da. Și zău de nu părea leită aia de pe scenă, care se privea singură din sală și mai să-și bage dește în gură și să se fliere singură. Dar de ce, Neaniță? Păi spunea bădia că omul când îl arăți în oglinda asta a teatrului așa cum e, nu se recunoaște. Tu îl mai muțărești pe scenă și el trage cu ochiul la vecin și râde de vecin. Și vecinul la fel? Râde dracu de porumbe negre și pe sine nu se vede. Nu se vede, dar îl vede altul. Și până la urmă, tot are cine să râd de el. Da, ia mai crap puțin te ușa. Onorabile, îndatorează-mă o țigare de tutun și cu două nenele aia. Hai și noi în sală, că-s gata. Naturică nu am ce să zic, dar să vă arăt ce am găsit pe pietele patrui dumneei, că uitase. Îmi vine să intru la bănuieri rele. Ce-ai găsit, jupâne? Uite! Frumoasă legătură de șic! Aș, adoncoa, jupâne! Asta e legătura mea, nu știm la ta! Hei, bată-te să te bată! De ce nu spui așa, frate? Hei, uite, vezi?
Așa se vorbește omul la necar. Rezon! Și să știu de bine că intru în criminal. Dar ce are șeful cu ea? Dar el ce are cu dumnealui? Îl mai muferește pe scenă, pe jucurul ăsta de lângă mine. Pe mine? Asta ai înțeles dumneata? Da, pe dumneata, care te știu eu comersant cinstit și să te atace la onoarea de familist. Pe mine? Ha! Poate pe dumneata? Da, pe dumneata. Ba nu, pe dumneata. Pe dumneata. Actor, actor suntem! Ce crede domnul cronicar despre acest autor? Vai, îl distrug. E un autor născut mort. Je suis très content că a venit să văd piesa, pentru că nu se joacă decât o singură dată. Nu-i așa, bădia? Ce ziceți despre o asemenea... Matar, nu auzi ce zici mulțimea? Biata mulțime, ce povră, Jean! Domnule specialist în cronici mondene și teatrale, dacă matale ți-i rușine astă sară, eu sunt fericit că am apucat clipa asta. Nu, n-am luptat degeaba. Ascultați poporul și pricepiți că după 30 de ani de zădărnișii s-a născut în fine autorul care se scrie pentru el, care se redeie lui teatru cel adevărat. Și aceasta nu e decât prima licărire din flacăra de mâine. Viitorul ne va da nouă dreptate. Viitorul își va aminti că teatrul românesc s-a născut în fluierăture de dumneavoastră. Mă scuzați, oamenii încep să curețe scena. E curent. Da, ar fi păcat să răciți. Bună seara. Ei, tu ce spui, Smarandache? Piesa e grozavă, bădie. Da, suflur. Bădie! Ce-i, Mihail? Dă-mi voie să te sărut și să-ți spun că toată viața dumneata ai avut dreptate. Nu numai eu. Mi-aduc aminte că în clipa când am avut mai multă dreptate, atunci la ieși, noi toți am fost împreună, noi și scriitori. Astăzi am retrăit seara aceea. Ai fost învinuit de mulți și de mine, bădie, că ai jucat multe naivități. Dar iată, acest tânăr Caragiale e în parte produsul naivităților pe care le-ai jucat dumneata o viață întreagă. Da, fiecare țară trebuie să-și făurească teatrul ei de la început, cu mijloace proprii. Putem sări treptele civilizațiunii, dar dacă nu simțim pământul nostru la temelia scării... Da. Oare la temelia acestui teatru nu e și lupta noastră de amu 30 de ani? Dacă n-am fi făcut decât atâta și... Da, hai, amu, duceți-vă. Noapte bună. Bună seara. Hai, Ioniță, du-te, ia-ți fetița și felicit-o și sărut-o din partea mea. O să-i vorbesc și eu, poate că mâine. Noapte bună, bădie. Te sui pe scenă, bădie, la ora asta. Du-te, Frusino. Du-te, draga mea, du-te. Noapte bună, bădie. Noapte bună, dragul meu. Pui
de teatru românesc. Ți-ai adunat în sfârșit clipile și ți-o crescut aripile. Vorbeați singur, bădie? Toți bătrânii vorbesc singuri, Niță. V-am adus pelerina și pălăria. Bine, Niță, bine. Nu fiți trist, bădie. Trist? Din potrivă, Niță. Mi se umple inima de bucuria zilelor ce vor veni, când teatrul va fi în adevăr a celor mulți. Copiii ceștia și urmașii lor vor fi mai fericiți decât noi. Li se va părea de necrezut că un Costache Caragiale a putut să moară funcționar, lăsând pe urma lui alături de o bibliotecă plină și de o viață închinată teatrului, 4 lei și o cămașă. Li se vor părea o poveste chiar vanele noastre prăfuite. Vor înțelege oare că pe aieste căruțe cu paiațe o pornit teatrul românesc? Ați ascultat Matei Milo sau Căruța cu paiații, scenariu radiofonic de Mircea Ștefănescu, în interpretarea unui colectiv artistic de la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Distribuția a fost următoarea: Bădia, Ștefan Dăncinescu, artist emerit; Margheolița, Carmen Barbu; Bărboi, Alfons Radvanski; Pulheria, Elena Foca; Catrina Catrinel, Virginica Bălănescu; Nunuță Bacalu, Remus Ionașcu; Conu Manolache, Ion Lascăr, artist emerit; Ioniță Tânăr, Virgil Raiciu; Ioniță Matur, George Popovici, artist emerit; Mihail, Ion Schimbinski; Frusina, Rela Ghițescu; Smarandache, Nicolae Veniaș; Aga, Ion Buraga; Mitică, Constantin Protopopescu; Ilie, Mihai Grosariu; Gagistul, Virgiliu Costin; Dedu, Teofil Vâlcu; Boierul, Saul Teichler. În celelalte roluri, Eugenia Nedelcu, Gheorghe Macovei, Valeriu Pascu, Alexandru Blehan, Boris Barkov, Petrica Manea, Ion Guțu, Aurel Vizitiu, Adina Popa, Constantin Obadă, Adrian Tuca, Valea Marinescu, Emilian Popescu, Constantin Cadeschi, Eliza Nicolau, Valeriu Burlacu. Asistent regie artistică, Virgil Raiciu. Regie artistică, Nalto Scani, în colaborare cu Mihai Zira, maestru emerit al artei.